Trebuie să-mi pun microfonul aia? Da, da. Da. Dar dacă o punem așa, e mai bine? Ca să nu... Ok. Putem începe? Bună dimineața! Astăzi am decis să avem o conferință de presă pe un subiect care în acest moment scutură toată piața mediatică. Astăzi vom pune foarte multe întrebări, pentru că motivul pentru care suntem foarte preocupați de ce se întâmplă pe scena politică electorală în acest moment este că se creează un precedent despre care nu am mai auzit până în acest moment. Este vorba de faptul că scena politică a devenit un poligon pentru jocurile oligarhilor și pentru intervenții a unor servicii speciale. De obicei, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, pe care noi o reprezentăm, împreună cu domnul secretar general Igor Clipi, punem întrebări incomode. Aceste întrebări incomode contează foarte mult pentru cetățeni, pentru că în acest fel putem respinge impostura, scamatoria și falsul ordinar. Am decis astăzi să reacționăm la scandalul declanșat de niște dezvăluiri recente făcute de un personaj care a pretins până nu demult că reprezintă un partid politic de opoziție și că acționează în acest moment ca agent sub acoperire, pentru că subiectul pe care l-a descris și l-a prezentat, l-a ridicat, într-un fel creează o distorsionare a standardelor democratice pentru alegeri libere și corecte în Republica Moldova, folosindu-se de acest scandal pentru ca să-și asume lauri patriotici și care probabil acționează asupra unui electorat credul sau dezinformat, dar care, din punct de vedere legal, creează o distorsionare și aduce un impact foarte negativ asupra prestigiului instituțiilor statului. O să vorbim astăzi despre exact această situație și o să punem întrebări șefilor de instituții care sunt vizate în aceste dezvăluiri de ultimă oră. Este pentru prima dată când un politician pretinde că a îndeplinit misiuni de spionaj pe teritoriul unui stat străin și pentru prima dată când un lider de partid politic pretinde că a lucrat sub acoperire făcând trimitere la instituții și oficial care ar trebui să-și păstreze cu foarte multă grijă reputația. Este vorba de SIS, este vorba de Procuratura Anticorupție, este vorba de CNA și probabil și alte instituții. Nu-i clar dacă liderul, și este vorba despre Alina Spătaru din partea partidului ALDE, era cu acest statut la momentul constituirii partidului din care face parte sau dacă a devenit după formarea partidului. Și nici dacă mai sunt și alți indivizi care pretind că reprezintă niște partide politice, dar de fapt lucrează pentru servicii speciale. Scandalul și consecințele sale creează o foarte multă ruptură între lege și realitățile cu care ne confruntăm în acest moment. Vrem să știm dacă este o practică uzuală pentru serviciile speciale, pentru SIS, să se implice în procesele politice din Republica Moldova și dacă conducerea statului a fost informată ori nu. Dacă recrutarea de lideri de partid este conformă legislației amendate în luna februarie-aprilie 2023, pe care la momentul respectiv noi am contestat-o, și, evident, opiniile Comisiei de la Veneția care spuneau că nu trebuie de extins anumite atribuții ale SIS-ului, au în acest moment un efect distorsionant asupra scenei politice. Trebuie să înțelegem că, fiind cetățeni loiali ai acestui stat, noi ne întrebăm dacă instituțiile la care face trimitere Victoria Bogato, ca așa spune doamnei Matahare, nu sunt jucate pe degete de către aceste grupuri criminale și clonele care infestează spațiul public se bucură de lipsa de reacție. Până în acest moment n-am văzut niciun comunicat oficial a instituțiilor vizate, am văzut doar o opinie formulată de doamna procuror anticorupție. În acest context aș vrea să menționez câteva chestiuni extrem de importante din punct de vedere a legalității statului Republica Moldova. Este vorba de legea numărul 59 din 2012 cu privire la activitatea operativă și de investigație, în care se spune foarte clar în
ofițerilor de investigație, li se interzice să antreneze în activități speciale de investigații în calitate de colaboratori confidențiali, că asta este de fapt termenul folosit de lege și nu agenți sub acoperire, James Bond 007, deputați, judecători, ofițeri de urmărire penală și avocați. Presupunem că toate persoanele expuse politic de asemenea nu ar trebui să fie angajați în asemenea misiuni speciale, pentru că nu au nici pregătire și nici nu au standarde conform căruia ar trebui să-și desfășoare activitatea. Articolul 20 din această lege, lege 59, spune că măsura specială de investigație prevăzută la alineatul 1, punctul 2, litera C, se efectuează doar de către subdiviziunile speciale ale Ministerului Afacerilor Interne și CNA. Am în vedere și punctul, articolul 20, are în vedere că controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extrase, culegerea de informații despre fapte și persoane, deci are loc doar cu participarea unor ofițeri calificați profesionali, nu cu persoane luate din afara sistemului. Articolul 25 vorbește de asemenea despre faptul că, despre confidențialitatea datelor cu privire la măsurile speciale de investigație. Punctul 1. Toate datele acumulate în timpul efectuării măsurilor speciale de investigație constituie informații oficiale cu accesibilitate limitată sau secret de stat. Punctul 2. Orice divulgare a datelor speciale sau specificate la alineatul 1 atrage răspundere prevăzută de lege, răspundere penală. Ceea ce am văzut la conferința de presă este divulgare de informații oficiale și secret de stat. În sfârșit, articolul 38 vorbește despre controlul parlamentar. Controlul parlamentar asupra activităților speciale de investigație este exercitat de către Comisia Apărare și Securitate. Respectiv, în ce măsură această comisie parlamentară a fost informată, i s-a raportat despre aceste acțiuni speciale autorizate de către directorul SIS-ului Bănuiesc sau de către procurorul anticorupție. Cu atât mai mult cu cât președintele acestei comisii este în acest moment în campanie electorală. În acest context, pentru că legea 59 este extrem de importantă ca să înțelegem exact care este rolul care i s-a atribuit doamnei Matahare de la Partidul ALDE, trebuie să înțelegem că avem niște întrebări legitime față de procurorii care investigează acest caz. În primul rând, de ce telefonul gesticulat la conferință vinerea trecută, aflat în posesia Arinei Spătaru, nu se găsește în posesia procurorilor ca probă la dosar. Dacă Arina nu a cheltuit banii ușor pentru cheltuielile partidului pe care îl reprezintă, care este atunci suma transmisă și unde se află acești bani? Dacă Arina a fost agent, atunci în ce calitate procesuală se află și alți indivizi din acest partid, inclusiv secretarul general al acestui partid, omul care negocia la telefon cu infractorul și criminalul ușor? Care este calitatea procesuală a indivizilor care au primit pe parcursul ultimilor luni cu regularitate, sume, bănești, pentru a trece la acest partid ALDE, inclusiv de la alte partide. De ce ancheta și operațiunea specială pretinsă de Arina s-a încheiat exact atunci când urmau a fi cumpărați deputați PAS, din vorbele persoanei sub acoperire, nu din alte surse? Nu ne putem să permite să trecem cu vederea impactul devastator al unei operații de discreditare instituțiilor statului. Pentru că asta, de fapt, se întâmplă cu acest scandal monstruos pe scena politică a Republicii Moldova. Pentru că dacă noi ne-am lăsat oarecum mălâi în 2021, atunci când interceptările de pe Telegram au expus o corespondență extrem de neplăcută pentru anumiți oficiali implicați, Litvinenko, Stamate, Recean, astăzi nu putem să ne ignorăm, pentru că suntem în ajunul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Și de nou, nu putem să intrăm cu un scrutin fraudat. Avem, respectiv, în acest context, câteva întrebări concrete oficialilor vizați în acest scandal. În primul rând, stimată doamnă procuror anticorupție Drăgălin, vă rog să ne confirmați dacă ați vizitat Bălțu în perioada martie-aprilie 2023 pentru a autoriza o acțiune de spionaj pe teritoriul statului Israel.
în baza căror competențe și calificări ați identificat-o pe doamna Arina Spătaru să fie implicată în această investigație. De asemenea, pentru domnul director al SIS-ului, domnul Mustață, sper că foarte mult sunteți activ și că acest serviciu, avem ipoteză că acest serviciu încă mai funcționează. Întrebarea pe care o adresăm este următoarea. Dacă lucrurile povestite vină la această conferință de presă sunt adevărate, cine a autorizat acțiunea sub acoperire printr-o persoană din afara sistemului, care a pozat în calitate de lider a unui partid politic? Sunteți oare la curent cu faptul că legislația cu privire la partide interzice explicit în intervenția serviciilor speciale în activitatea unor partide politice? Sigur că aceste lucruri trebuie să fie completate pentru adresare la președintele Republicii Moldova. Stimată doamnă președinte Maia Sandu, sunteți oare la curent cu ce se întâmplă în aceste servicii speciale? Cum vede șeful statului ghiveciul în care serviciile speciale recrutează și folosesc cu statut de persoane sub acoperire politicieni care pozează în spion de tip James Bond, ori Matahari, ori 007, fac jocuri politice, fac și desfac partide, cumpără la kilogram oameni politici pe care după asta pretind că au făcut aceste lucruri din imbold patriotic. Nu în ultimul rând, aș vrea să adresez o întrebare și domnului Ieșanu de la ASP, Agenția de Servicii Publice. V-am atras atenția, domnule Ieșanu, asupra acestei dinamite pe nume Partid ALDE, care a clonat imaginea și numele unui partid european, ALDE, Europe, și care s-a disociat public de clona care a apărut la Chișinău. Și cu toate acestea, stimate domnule Ieșanu, ați acceptat să înregistrați noua denumire a partidului PADLA sub numele de ALDE, fără emoții. Ați făcut-o pentru că știați că liderul acestui partid este agent sub acoperire, SIS, ori pentru că pur și simplu nu v-ați pus asemenea întrebări. Aș vrea o clarificare în această direcție de idei. În lipsa unor clarificări necesare pe acest subiect, am senzația personal că asistăm la o ruinare coordonată a instituțiilor statului. Iar securitatea statului a fost transmisă unor agemii fără habar despre funcțiile cheie care le-au fost încredințate. Ne întrebăm în aceste condiții unde e statul care primește taxele și impozitele noastre. Unde e statul pe care cetățenii v-au delegat să îl conduceți? Cerem claritate și responsabilitate oficialilor vizați în această poveste care miroase foarte urât, pentru că altminteri va trebui să constatăm că, indiferent de resursele care se alocă pentru tot felul de reforme instituționale, aceste servicii speciale, e vorba de SIS, așa și nu a învățat nimic, iar banii s-au dus pe apa sâmbetei. În cazul în care nu veți da curs acestor solicitări, CUB va cere demisiile dumneavoastră, inclusiv a directorului SIS, a procurorului anticorupție și a ofițerilor care au coordonat implicarea unor civili fără experiență, neofiți, de fapt, în acest domeniu, în acțiuni subversive. Nu în ultimul rând, aș vrea să reiterez temerile formulate de Comisia de la Veneția în mai 2023, atunci când a prezentat autorităților din Republica Moldova poziția sa consolidată în privința celor două legi ale Serviciului Informației și Securitate, amendate în grabă sub răspunderea actualei majorități parlamentare. Nimic din opiniile Comisiei de la Veneția nu a fost preluat în textul votat în ultima lectură de PAS. Dacă însă va trebui să constatăm că nimic din ceea ce a debitat personajul respectiv la conferința de presă din vineri, 22 septembrie, în momentul în care pretindea că reprezintă ALDE, atunci vom cere să se aplice legea care trebuie să tai cheful jocurilor de a spionita pe scena politică a Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, aș vrea să întreb și stimații noștri colegi de la Comisia Electorală Centrală. Cum calificați dumneavoastră această posibilitate a unui partid aflat în campanie electorală de a folosi fondurile lui Șor, de a cumpăra la kilogram oameni politici pentru alegerile locale și de a pretinde că o face din imbold patriotic? Oare nu este clar că în acest fel standardele democratice pentru alegeri libere se duc dracului și dumneavoastră sunteți instituția care trebuie să le salvgardați, să le păziți? Cerem Comisia Electorală Centrală să se expună dacă consideră legală prezența acestui partid
care a utilizat 1,45 milioane euro din cuvintele infractorului șef, Șor, dar care trebuie să fie verificate. Pentru că, altminteri, dacă lăsăm lucrurile de izbelește, nu ne alegem decât cu o democrație ruinată și lipsită de legitimitate. O să invit pe colegii mei să adauge la acest subiect elementele din poziția oficială a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Domnul. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte greu să completez cumva prezentarea dumneavoastră. Eu aș vrea doar să, poate suplimentar la cele spuse dumneavoastră, să adresez un apel către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, care ar trebui să ia act de destabilizarea vieții politice în Republica Moldova, de transformare campaniei electorale într-un balamuc unde suferă atât procesul politic, cât și, cum a menționat domnul președinte, instituțiile statului apar într-o lumină extrem de proastă, incapabile să gestioneze procesele atât politice cât și electorale. Cum a menționat și domnul președinte, domnul Munteanu, acest caz, de fapt, a scos în vileag inconsistența anumitor instituții din Republica Moldova, incapacitatea de a gestiona procesele politice din Republica Moldova, transformarea vieții politice într-un balamuc, într-un circ, care, din păcate, nu capătă sau nu obține răspunsuri adecvate, prompte, de la instituțiile care sunt obligate să le furnizeze, să le prezinte. Noi știm că în Republica Moldova vin bani enorm pe căi ilegale. Noi știm că în teritoriu se vehiculează și din câte se știe, se cunoaște practic fără echivocuri procesele de cumpărare și de circuit a unor bani ilegali. Deci nimic nou în acest caz n-a apărut sau nu s-a furnizat. Reiterând cele spuse domnul președinte, noi apelăm la o apreciere din partea comunității internaționale, special din partea partenerilor de dezvoltare, care ar fi cam ultimul reper în speranța noastră de a păstra cursul de parcurs european pentru Republica Moldova. Mersi. Mulțumesc. De asemenea, o invit pe doamna Rodica Gramă, vicepreședintele CUP, pentru o intervenție pe acest subiect. Domnul președinte, eu voi avea doar câteva întrebări foarte scurte care mi le adresează chiar colegii mei, cetățenii Republicii Moldova, cu care noi comunicăm ultimul timp foarte intens. Lumea nu înțelege. Se declară deschis că, de fapt, racolarea în funcție de agent sub acoperire a fost la începutul verii, pe când partidul este înregistrat și oficial, Congresul de Constituire sau de Redenumire este în luna august. Înseamnă că în luna august noi avem un partid creat de către agent sub acoperire. Asta este concluzia. Atunci vă întreb și suntem întrebați cum astăzi acest partid care este creat de către agent sub acoperire se înregistrează pe listele Comisiei Electorale. Cum ei încă mai rămân să existe atunci când președintele acestui partid iese și declară deschis că a fost creat ca agent sub acoperire, care a fost racolat în luna iunie, iar partidul este redenumit în august. Deci tot acest partid este un fake, de fapt. Atunci cum el rămâne în această cursă? Cum el încă există? Aceasta rămâne o întrebare la care noi așteptăm încă răspunsurile. Vă mulțumim! Mulțumesc! În total avem 22 de întrebări pe care le adresăm în scris autorităților vizate în acest scandal. Lipsa de reacție, asta înseamnă o autoacuzare. Instituțiile trebuie să își păstreze permanent în fiecare zi prestigiul, reputația, credibilitatea. Ori jocurile de picioare pentru ca cineva să-și câștige capital politic, indiferent în folosul partidului aflat la guvernare sau în folosul unor partide infracționale, nu schimbă cu nimic situația. Republica Moldova trebuie să fie credibilă, instituțiile trebuie să funcționeze egal pentru toată lumea în fața legei. Asta este concluzia pe care noi o vom purta în continuare, pentru că suntem un partid serios, responsabil și cu grijă față de viitorul acestei țări. Dacă aveți întrebări, vă răspundem cu multă plăcere. Dacă nu aveți întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la conferință și vă urez succes și legalitate. Numai bine!